Muzeul Astra pregătește de 1 decembrie, de Ziua Națională a României și a Românilor de Pretutindeni, pregătește un eveniment bazat pe acest element concret numit tradițional. Și avem aici componenta gastronomică, exact cum facem de fiecare dată. Aici, cu slăninuță afumată, prăjită, fasole bătută, ceapa călită pentru fasole și salată de varză murată cu ulei de bostan. De la Muzeul Astra, din Dumbrava Sibiului, urez tuturor românilor, la mulți ani, să fie optimiști și să aibă încredere în ei. Vreau să le urez tuturor românilor la mulți ani și să fim un popor bun și să fim cu toții sănătoși și să trecem cu bine peste această perioadă puțin mai grea pentru toată lumea. Sincer, n-am mai încercat niciodată, dar sunt foarte grele, aș putea spune asta, dar și foarte tradiționale, deci îmi place să port asta. Dacă vă întorceați cu vreo 100 de ani în urmă, la Unire trebuia să mergeți așa, chiar aveam. Da, cu siguranță. Acum în zilele noastre nu prea se mai poartă asta, din păcate, dar mă bucur că am putut să iau chestia asta pe mine. Ce mai ușor, basketul sau ciobănii? Sincer, cred că basketul mult mai ușor. L-am mai purtat. E o plăcere. De multe ori am avut ocazia să-l pun pe mine. Mă simt mândru. Se purta și la Unire, zile. Clar. Desigur. Un gând așa pentru țară, ce-i doriți? Prosperitate. Tradițională românească, de pe timpuri, da? Cu prieteni în vacanțe, aici, la dumneavoastră, la Sibiu, noi din Târgu Jiu și ne bucurăm și ne bucurăm că suntem aici, în mijlocul Sibiului, frumusețele astea naturale și cu prietenii ne distrăm în continuare. Cum e mâncarea asta românească de acum, de la Unire, să zicem? Întotdeauna a fost o mâncare superbă. Noi am fost în toate țările Europei și nu numai, dar mâncarea românească tradițională este o mâncare extraordinară. Ce ați bifat astăzi așa? Ceapa, fasolea. Fasolea bătută este o mâncare românească tradițională și nu numai, cârnații românești. Ce-i dorit așa României de ziua ei? Să înflorească, să ridice pe toate planurile. Să păstreze ce au făcut strămoșii noștri și tot ce au reușit ei. Iar românilor ce le spun? La mulți ani, sănătate. Și Doamne. România, te iubim! România, te iubim, exact! La România!